În știința mea. Unde ești? Cornul burții, îmi dai sfaturi bune. Vom face penitență și îți vom restitui în mână un crâmpei din ceea ce am luat. Nu vom mai descrie risii. Domnule Ubu, n-am voit niciodată moartea păcătosului și așa mai departe. Vă dau o mână de ajutor. Zorește-te, domnule, conștiința mea, ne prăpădim. Grăbește-te să ne scoți din trapa asta și acordați-vom, afară din valiză, o zi liberă. Oh, mulțumesc, domnule Ubu, nu există exercițiu mai salutar decât gimnastica. Întrebați-i pe toți igieniștii. Cornul burții, domnule Acras, nu vrei în ruptul capului să te cari? Ca conștiința mea, de care nu mă pot descotorosi! Domnule, nu insultați un epictet în nenorocire! Un epictet e desigur un instrument ingenios, dar piesa durează și așa de atât amar de vreme și azi n-avem deloc intenția să ne servim de el, domnule conștiință. Dar mă înțelegi, vezi bine, asta ce mai e? Căză nu-i decât o pasăre, domnule Acras. Este o reptilă bine caracterizată și de altfel mâinile lui se bucură de toate însușirile celor de șarpe. Atunci, domnule, conștiința mea, e o balenă. Căză pasărea cea mai umflată care există, balena e. Și acest animal pare destul de umflat. Vă spun că e un șarpe. Asta trebuie să-i dovedească domniei sale, conștiinței mele, stupiditatea și absurditatea ei. Noi ne-am gândit la asta cu mult înainte ca dumnea ei să fi spus. Într-adevăr, un șarpe e, ba chiar cu clopoței.